Oameni de milioane People like us. Cu toader păun. Omul de milioane pe care îl recunoaștem mai bine zis în această săptămână la Europa FM scrie povești frumoase pentru copii, pentru adulți și este antrenorul părinților în marea familie Europa FM, Mirela Retegan. Bun venit acasă, ți-a spune. Mulțumesc pentru invitație, sunt onorată, fericită și bucuroasă să fiu astăzi acum aici cu tine. Omul nostru de milioane are o sărbătoare tare specială în această săptămână și este motivul pentru care am zis să povestim și să ne croim discuția noastră în jurul acestei sărbători. Povestea Zurli în România împlinește 15 ani. Într-o perioadă în care oamenii nu prea se gândeau să creeze povești pentru copii de o asemenea amploare. Ai venit tu și ai făcut asta. De ce? Pentru că eram mamă și pentru că am simțit nevoia să împachetez tot ceea ce eu am învățat-o pe Maia și să dau lumii mai departe. Din dragoste pentru Maia, în primul rând, și apoi pentru toți copiii lumii, eu am creat această poveste Zurli, simțind o mare nevoie în societatea românească de a spune povești altfel. Cred în continuare că ne lipsesc poveștile din viețile copiilor noștri. Cred în continuare că școala românească duce o mare lipsă de povești și am încercat cu puterile mele. Cu, cu mâinile mele, cu inima mea, cu sufletul meu, cu inspirația mea, să acopăr măcar un pic gaura asta mare care există în societatea românească. Lipsa poveștilor. Mirela Retegan a devenit antiprezentatoarea și a devenit o mamă prezentă în foarte foarte multe familii. Ce a zis Maia, copil de pe Mirela de acasă? Să știi că atunci când era mică, Maia uh, venea la spectacole și copiii veneau să le dau autografe și ea se prindea de piciorul meu și le spunea, e mama mea, e mama mea, e, mama mea, e, mama mea. Acum, Maia este foarte mândră de ceea ce fac și de ceea ce am construit. Și îmi zicea pe la 10 ani că atunci când ea o să fie mare, Zurli va fi o clădire imensă undeva prin China și că la fiecare etaj se va vorbi altă limbă. Și. Am așa un feeling că va duce Maia mai departe povestea asta, poate chiar la nivel internațional. Eu nu am această capacitate, eu simt românește, gândesc românește, visez românește, scriu românește, sunt atât de ancorată în pământul acestei țări și în valorile pe care eu le-am moștenit de la familia mea, pentru că sunt norocoasă să fi crescut într-o astfel de familie, dar Maia are această posibilitate. E cosmopolită, se descurcă foarte bine, gândește și vorbește în română, în spaniol, înțelege culturile lor în engleză și e posibil, e foarte posibil, dacă ea va vrea, să ducă mai departe ceea ce și imagina la 10 ani ca și eu am luat-o ca pe o premoniție. Când ai creat Gașca Zurli, te gândeai că va deveni un fenomen? Da. Îi povesteam unei prietene că eu o, să, o vedeam și vorbeam și verbalizam. Știi, eu n-am fost niciodată la cursuri de dezvoltare personală. Eu n-am citit cărți de dezvoltare personală decât acum am început să citesc, pentru că eu credeam niște lucruri de la sine, din. din, din Felul în care eu am crescut, și uh, tot ce aflu astăzi despre cât e de important să verbalizezi, să proiectezi, să spui cu voce tare, eu făceam asta acum 15 ani, le povesteam prietenilor mei că eu o să construiesc o trupă uh, cu care o să colin țara în lung și în lat, pe care uh, că o să am microbuze, pe care o să pun imaginile respective, că o să scriu povești și cântece și spectacole. Și când am dus-o pe maia la Disney. La șase ani, acum 14 ani, avem deja de un an începutem povestea Zurli. Mi-a fost și mai clar că vreau să fac asta pentru că am realizat că, din păcate, foarte puțini români își vor putea permite. Eu am făcut niște eforturi financiare foarte mari acum 14 ani să o duc pe mai acolo și mi-am dorit să creez în România. Ceva la fel de frumos, de colorat, de curat, de uh, special cum e Disney, dar accesibil copiilor de la noi și să ajungem în sate și să fim uh, în casele românilor la propriu și la figurat. Cât de greu e să faci o poveste zurli, pentru că poveștile zurli nu sunt doar divertisment, ci sunt educație până la urmă. Nu e greu pentru mine, pentru că eu nu mă așez să mă gândesc oare despre ce să scriu acum ca să aibă succes, oare ce ar trebui eu să inventez, de ce are nevoie societatea și. Nu, no, nu, no, niciun caz. Mie îmi vin ideile din discuțiile pe care le am cu copiii, din felul în care. Uite, vreau un pic de noapte bună, este o poveste care s-a transformat într-un spectacol și pentru care am scris unul dintre cele mai frumoase cântece din uh, uh, repertoriul copiilor cu refrenul, nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună, nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să asculți visele mele și s-a născut toată povestea asta într-o discuție cu Maia uh, care uh, își dorea în fiecare seară pupicul de noapte bună și m-a întrebat într-o zi, mama ție cine stădea pupic de noapte bună și în momentul ăla mi-a și ni lacrimile și i-am spus să știi că mie nu îmi de dea nimeni pupic de noapte bună și acum cine îți dă pupic de noapte bună și i-am spus nimeni pentru că eu eram singură și a zis gata mama începând de astăzi tu nu o să mai dorm fără pupic de noapte bună pentru că eu o să-ți dau acest pupic de fiecare dată și când noi nu să ne culcăm deodată o să te sun și o să-ți dau un pupic de noapte bună invizibil și atunci în mintea mea s-a derulat toată povestea acestui pupic de noapte bună și știi ce am realizat, Teddy, că somnul este singurul moment în care noi suntem singuri. Din primele momente de viață, din primele clipe de viață până murim, în somn nu ne mai salvează nimeni. Nu poate mama să întindă mâna să te scoate din coșmarul ăla, nu poate tata să te elibereze din ghearele moștrilor pe care îi visezi, nu poate nimeni să te salveze din somn. Și am identificat acest pupic de noapte bună cu binecuvântarea pe care i-o dai copilului în momentul în care îl lași să se descurce singur în timpul somnului, când este pe cont propriu, și tu te desparți de el cu acest pupic prin care îi dai încredere că tu ești dincolo de visul urât pe care s-ar putea să-l viseze și când o să se trezească și uite așa s-a născut, vreau pupic de noapte bună și a devenit în momentul ăsta o, 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 o formulă marca zurli și când spui vreau pupic de noapte bună, toată lumea se gândește la acel cântec numit cântec pentru Maia, unde este vorba despre asta nu pot acum să nu fug la un alt cântec și să mă gândesc cum s-a născut el. la o căsuță mică, care e povestea? Să știi că am o căsuță mică, este un cântec ca și Aram Zam Zam și mai sunt câteva cântece care fac parte din folclorul internațional. Într-o formă sau alta o să găsești aceste... Eu cred că sunt niște mantre, Chiar cred că sunt niște mantre care ascund în spate, de fapt, o semnificație pe care nici eu nu am pătruns-o încă, pentru că altfel, de unde până unde atâta uh, succes? Pe o, o, eu am o căsță mică, așa și așa, așa, și vom să ridică așa și așa, 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 eu bat la poarta casei așa și așa, așa și îmi pantofii așa și așa, așa, adică nu are niciun sens. Eu am creat o poveste și le spun întotdeauna copiilor și cumva îi ajut pe cei care nu au o viață socială foarte bună și o bunăstare materială acasă. În fiecare spectacol eu îi întreb cine stă în orașul Sibiu să ridice mâna, cine stă la țară să ridice mâna, cine stă într-o casă mare să ridice mâna, cine stă într-un apartament, cine stă într-o garsonieră, cine stă în chirie, cine are casa lui, cine stă în străinătate. Și la final le spun, indiferent în ce casă locuim, că suntem în centrul orașului sau la periferie, că e o garsonieră sau este o casă mare, știți care e casa cea mai importantă din viața unui om? Care? Căsuța din inimă. Puneți-vă mâna pe inimă și o să simțiți că acolo e o căsuță în care locuiește toată iubirea părinților, fraților, prietenilor. Și știți care e secretul cu căsuța asta? Poți o iei oriunde, te vei duce toată viața ta. Și probabil că plecând de la această poveste, am o căsuță mică, de fapt, este acel um, um, acea bijuterie pe care o purtăm cu noi toată viața și unde știm că putem să ținem la adăpost iubirea care e cea mai importantă pentru noi. 15 ani de gașca zurli, bănuiesc că adună așa un mănunchi de emoții foarte intense. Pe pe scenă se râde, se aplaudă, se cântă... Și se plânge. Aici voiam să ajung. Se plânge, Îți se mai plânge. Îți mai amintești când a fost prima dată când ai plâns pe scenă? Da. <laughs> oh, eram la Pitești, în molul de la Pitești, și era foarte mare aglomerație și la un moment dat, cu coada ochiului, am văzut un tată care ținea în brațe o fetiță care nu vedea, fără vedere, cu probleme de vedere și îi povestea tot ceea ce ea auzea și ce se întâmpla pe scenă. Și uh, m-am dus la tătic, era foarte aproape de scenă și am făcut să îmi -mi dea mie copilul în brațe. Am luat-o pe aia mică în brațe și i-am zis, cred că avea patru anișori și i-am zis, sunt eu tanti prezentatoarea și acum o să te duc la fetița Zurli. Și am dus la... Eu cu fetița Zurli avem o comunicare absolut specială. Ea a văzut cu coada ochiului ce fac, a înțeles exact despre ce e vorba. Am dus-o pe... și fetița mi-a pus mâinile pe față și a început să-mi să-mi simtă trăsăturile și i-am dat-o în brață fetiței Zurli, a făcut același gest, i-a căutat fața cu mâinile și râdea și o ținea strâns de, de gât și în momentul ăla l-am văzut pe tăticul ei, care avea lacrimile pe obraz și am simțit că ceea ce facem noi este terapie înainte de orice divertisment, înainte de orice distracție și înainte de orice educație. Apropo de terapie, convingi cumva oamenii să-și deschidă sufletul și sunt unele relații în familie în care unul trebuie să joace un rol din ăsta de, de dur, dar până în momentul în care ajunge într-o sală unde este gașca azurului pe, pe scenă. Cum îi faci pe oameni să se deschidă? Sau cum ați ajuns voi la rețeta asta? E studiată? Aveți un psiholog în spate? Cum s-a întâmplat? Bine, ce și drăguț. aveți un psiholog. Avem un psiholog, dar l-am câștigat pe parcurs. Știi că foarte mult de lume mă întreabă dacă eu sunt psiholog, dacă sunt sociolog, dacă sunt nepelist, dacă fac reiki, dacă... Nu știu ce să faci. Adică vrăji măturica, nu cumva, sunt, poate nu, vine de undeva. Nu sunt vrăji, e magie, dar vine din credință. Vine din credința mea că am o treabă pe pământul ăsta. Și că mie, la sfârșit, Dumnezeu să-mi numere copiii pe care i-am făcut fericiți. Și cred atât de tare în nevoia copiilor de a crește în familii frumoase și cu părinți fericiți și veseli, încât nu-mi rezistă nimeni în momentul în care eu am văzut zilele trecute, în ziua în care noi am împlinit 15 ani, pe 12 octombrie, am plâns de dimineața până seara de fericire. Am primit mii de mesaje de la prieteni, de la oameni foarte apropiați, de la persoane publice și am găsit niște poze la un moment dat, e o poză cu mine în polivalenta din Cluj unde erau 8000 de spectatori, eu m-am urcat pe un scaun și 8000 de suflete mă ascultau pe mine pe un scaun și eu eram cu mâinile desfăcute cred din toată ființa mea că toți oamenii sunt buni în esența lor. Cred din toată ființa mea că orice părinte poate să fie un părinte bun dacă este ajutat să-și înțeleagă rolul pe care îl are. Și cred din toată ființa mea că dacă eu am înțeles niște lucruri, e de datoria mea să le dau mai departe și să-i ajut pe oameni să înțeleagă și ei ceea ce eu am înțeles datorită acestei experiențe. Și n-am nimic de pierdut, Teddy. Dacă eu îți spun eu îți experiența mea și lucrurile pe care eu le-am înțeles. Dacă tu vrei să le faci, e alegerea ta. Dacă nu vrei, n-am pierdut nimic, n-am câștigat nimic. Dar cred atât de tare. spune -mi și mie. Cum altfel? Povestea asta scrisă de. Eu sunt un om simplu. Eu sunt. O femeie simplă. Am început la 36 de ani. Adică nu e visul meu din copilărie care, pentru care am muncit, m-am pregătit, am făcut facultăți, mastere, mi-am dat doctorate și m-au învățat alții ce trebuie să fac. Nu, eu am simțit atunci, la 36 de ani, că asta trebuie să fac și că asta e menirea mea. E foarte greu să -i explici de ce și de unde vine credința asta? Pentru că este credin... crezi sau nu crezi? Mirela Retegan, în 15 ani de Gașca Azurli, care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ai învățat? Cu care ai rămas? Că dacă le răspunzi oamenilor așa cum vrei să ți se răspundă ție, ei uh, uh, te înțeleg Că toți își doresc să crească copii fericiți, dar se tem să facă asta pentru că am venit cu niște programe din copilăria noastră în care părinții noștri nu știau că pot să fie altfel de părinți și am mai înțeles ceva. Copiii au nevoie de iubire, de atenție, de timp și de răbdare. În rest, ei sunt foarte fericiți și dacă trăiesc în canal cu mama și dacă trăiesc pe lângă containere și dacă trăiesc într-o cocioabă și dacă trăiesc într-o vilă și dacă trăiesc în satul mare sau în uh, un sat din Dobrogea, dacă au iubire și atenție din partea părinților, ei pot să crească fericiți și armonioși la Retegan, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Eu îți mulțumesc și vreau să le mulțumesc tuturor românilor care ne iubesc și care de 15 de ani uh, sunt alături de noi. Chiar cred din toată ființa mea că Zuri este o parte importantă din copilăria copiilor de astăzi. Oameni de milioane People like us. Cu toader pe un, la Europa FM